Psalmul 27 Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea, ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrășmașii mei, se clatină și cad chiar o știre de în împotriva mea. Inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea. Tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și l doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui căci El mă va ocruti în coliba Lui în ziua cazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se și înalță capul peste vrășmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jerfe în cortul Lui, în sunetul trâmbiței, voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Ascultă, Doamne, glasul când te chem. Ai milă de mine, și ascultă-mă. Inima îmi zice din partea ta. Caută fața mea. Și fața ta, Doamne, o caut. Nu mi-a ascunde fața ta, nu îndepărta cu mânie pe robul tău. Tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele. Că și tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Învață-mă, Doamne, calea ta și povățiește mă pe cărarea cea dreaptă, din pricina rășmașilor mei. Nu mă lăsa la bunul plac al protinicilor mei, căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși și niște oameni care nu suflă decât asuprire. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii! nădăjduiește în Domnul, fi tare! Îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul!